experiențe personale și consider că e un good practice să începem de la, în construcția listei de cuvinte cheie sau în gândirea și strategia de cuvinte cheie, să începem având lucrurile astea în minte. În sensul în care este foarte bine să gândim structural și această structură intervine mai ales în cazul unei campanii de pay-per-click și mai ales într-o campanie de content development pentru optimizarea pentru motoarele de căutare. Golța este pe tine. Ok, ăla e Twitter-ul meu. Puteți să îmi puneți întrebări și pe Twitter. Bun. Am vrut să încep cu să-i zicem o definiție bazală, așa, dintr-o carte care mie mi-a plăcut foarte mult. Golul mai târziu a scris Fundamentele Psihologiei și l-am studiat și la facultate. Spune că noțiunea este unitatea de bază a gândirii. Și de ce spune lucrul ăsta? Lucrul care e foarte adevărat, pentru că toate lucrurile care se întâmplă în mintea noastră sunt bazate pe aceste noțiuni, care o să vedeți mai încolo, sunt practic transformări ale imaginilor perceptive în și a reprezentărilor în lucruri concrete. De reținut lucrul ăsta că e un element central în jurul căruia se învârte cam toată activitatea noastră psihosocioculturală, în jurul noțiunilor. Le întâlnim peste tot, le gândim și lucrurile astea sunt direct reprezentări ale lucrurilor pe care noi nu putem să avem imaginile lor, dar ca să le verbalizăm, trebuie să le compunem să le transformăm într-o noțiune. Pentru cei care vor să aprofundeze subiectul, există manualul de clasa a 10-a. Nu știu dacă mai e manualul disponibil în sensul pe care îl cunosc eu, dar na, poate îl găsiți în varianta alternativă, acum că am încercat aici să explic un lucru. Și anume că noi suntem specialiști în tehnica pe care o folosim. Sau, mai bine spus, lucrurile pe care, mecanismele pe care le utilizăm noi, le cunoaștem datorită faptului că le-am utilizat și le-am tot utilizat și le-am repetat, le-am folosit. Și atunci suntem specialiști în sensul ăsta. Dar nu vom putea niciodată să acoperim toate ariile și mai ales nu putem merge foarte subtil și complicat, cum e specificat aici. În sensul în care noi avem o percepție a unui domeniu de activitate deocamdată, da? Să spunem așa, de suprafață. Adică, nu să știm care sunt, să zicem, cuvintele cheie care definesc activitatea unui mediu chirurg, o să știm în general cam cum să ajungem, cam care ar fi, putem să intuim, cam care ar fi cuvintele în urma cărora ar ajunge pe site-ul nostru, dar nu putem niciodată să mergem în profunzimea chirurgiei și nu putem să știm care sunt elementele pe care le-ar căuta, știu eu, cineva care e în domeniul respectiv. Acum, bineînțeles că o să vă puneți întrebarea, dar de ce ar trebui să știm lucrul ăsta? E normal. Pentru a putea înțelege mai bine domeniul și putem, ca să putem să relaționăm mai bine cu cei care caută domeniul respectiv și să creăm în jurul, ca să aducem trafic pe specific pentru domeniul respectiv, trebuie să cunoaștem și în profunzime. Și de aici această explicație complicată, care spune că noțiunea, cel puțin din perspectiva noastră, poate fi elementară. Lucrurile așa și sunt. Noi gândim la nivel de ceea ce ne este accesibil, nu la nivel profund. Bineînțeles că există domenii în care știm mai multe lucruri decât altele. Asta m-am gândit, că e prima întrebare care, adică, sunt soi de ce, cum, deocamdată se trebuie. O să lăsăm partea asta de teorie, să zicem, didactică. Doar un singur slide mai avem pe zona asta. Și în sensul în care există o încercare de a pune în categorii noțiunile. Noi, în optimizarea pentru motoare de căutare și pay-per-click marketing, nu folosim toate categoriile de noțiuni. Da? Practic, noi folosim cuvintele cheie care sunt, practic, transformarea noțiunilor în concret puse într-o formă logică.
Acum, nu le folosim pe toate, dar e bine să știm că ele există și putem, atunci când gândim o strategie pentru cuvintele cheie, să ne gândim și să avem, să păstrăm în minte și această, această organizare pe categorii. Și avem noțiunile științifice și noțiunile empirice. Noțiunile științifice, vom vedea din exemple, sunt acele noțiuni care sunt științifice prin sui generis, da? În sine. O să vedem un exemplu. Sternocleidomastoidian. Sternocleidomastoidian este un mușchi, un nerv, cred, mușchi, nerv, care și de asemenea o noțiune științifică. Acum, foarte rar în campanie un astfel paperclip sau search engine sau optimizare, am folosit sternocleidomastoidian, dar și probabil specificitatea cuvântului e destul de mică, însă și nici nu sunt foarte multe site-uri care vorbesc despre asta, deci dacă vrem să încercăm o optimizare pentru fraza asta cheie, e, cuvântul ăsta cheie, e posibil să reușim fără foarte mult efort. Tocmai datorită faptului că există, că sternocleidomastoidian are un grad mare de unicitate. Da? Mergând un pic mai departe, o noțiune empirică e gât, ceafă. Sunt niște lucruri pe care noi le, de exemplu, când mâncăm, nu ceafă de porc. Eu m-am lăsat, încerc să slăbesc pentru sănătate cu hernia de disc în recuperare și atunci încerc să nu mai mănânc ceafă de porc, dar este un cuvânt foarte cunoscut, să zicem, o noțiune foarte cunoscută, gât, ceafă, urechi, nas, ok? Deci astea sunt lucruri pe care noi le învățăm încă din copilărie și le păstrăm, ele sunt noțiuni empirice. Acum, poate discutăm despre noțiuni abstracte și acum exemplul la care m-am gândit eu e SEO, cost și buget. Acum nu sunt puse chiar anapoda, ele sunt abstracte, de ce? Pentru că nu pot fi atinse, nu sunt palpabile, nu au corespondentă în realitate. Vorbim despre search engine optimization, el e un proces. Și atunci, din punct de vedere al noțiunilor, este o noțiune abstractă. Costul, la fel, e o noțiune abstractă. Ea nu are corespondent în realitate, în sens fizic, și atunci este o noțiune abstractă. Acum putem să mergem pe metafora că SEO, costul și bugetul sunt noțiuni abstracte și pentru clienții celor care se ocupă, care sunt specialiști în domeniu. Dar trecând peste asta, este o noțiune abstractă. Noțiune concretă ar fi bilet de avion. Acum, bilet de avion este o frază cheie interesantă și deja acum începem să intrăm în zona noastră de interes. Chiar dacă și în campaniile noastre folosim și noțiuni abstracte, noțiunile concrete sunt cele care sunt mai uzitate, să spunem așa. Acum, mergând pe ideea de noțiuni concrete, acestea pot avea trăsături. Pot fi individuale noțiunile și atunci se referă la un anumit tip de, să zicem, caracteristică unică. Vorbim, de exemplu, de bilete de avion la Tarom, da? Bilete de avion Wizz Air. Acum, lucrurile astea sunt specifice pentru o singură unitate de produs. Da? Asta. Foarte bine, da, mulțumesc. Sunt particulare în sensul în care ele reprezintă trăsături ale categoriei, dar nu identifică un singur element și atunci reparații, prețul reparației auto, reparația auto fiind fraza principală și atunci prețul reparației auto ar fi caracteristici ale reparației auto, dar nu reprezintă un singur individ, nu caracterizează individul, ci e doar particular pentru sintagma respectivă, pentru noțiunea respectivă. Și generale, vacanțe și bilete. Bun. Ia un loc. Bine ai venit. Ok. Deci, acum pentru că am încercat această împărțire, sper să fie de... să înțelegeți ce am vrut eu să zic. Dacă n-ați înțeles, vă rog, folosiți hârtiile și răspund întrebările la final. Ideea e că e bine să avem în minte, după cum spuneam, e bine să avem în minte când plecăm în construcția unei strategii aceste... această structură, această... să știm
cum ele sunt categorisite, noțiunile, și cum putem noi să le folosim ca să îmbunătățim o listă de cuvinte sau ca să aducem, practic, într-un final, ca să generăm profit prin site-ul respectiv. Oricare ar fi ideea de profit, dacă profit înseamnă să atingem obiectiv, ca să nu vorbim de profit direct. Ok. După cum încercam să vă explic un pic mai devreme, cuvântul, sintagma, este cea care face legătura dintre reprezentare și noțiune. În sensul în care noțiunea e un lucru care există, da? Care definește un anumit element, o variantă foarte simplă, da? Iar reprezentarea este acea imagine care definește noțiunea. În fine, cuvântul este reprezentarea logică a acestei legături. Ok? Și acum, încercând să intuiesc un pic așa ce gândește utilizatorul, zic că cel de acolo sigur se gândește la pauză, la țigare, la eventual o Diana, la... și clar se gândește că e neatent la ce zic eu. Acum sper că lucrurile astea, nu știu, trec sau nu prin mintea voastră. În sensul în care el gândește oricum la nivel de noțiuni, nu verbalizează noțiunile și atunci el nu le transformă în cuvinte, dar știe că există acele imagini și reprezentări în mintea lui. Da? El gândește pauza, dar nu se gândește cuvântul pauză. El se gândește că vrea să iasă, să scape de acest discurs care, na, probabil l-a obosit, cum îl vedem în post. Acum revenim un pic la zona de practică și la concluziile pe care le-am tras de-a lungul experienței personale. Și anume, că în momentul în care ne gândim la cuvintele și sintagmele cheie pe care le folosim în strategia noastră, acestea au, pot fi de un singur cuvânt, pot avea două cuvinte, trei cuvinte, patru cuvinte. Pot fi și sintagme mai mari. Dacă începem o campanie de pay-per-click și permitem afișarea unei, să zicem, pe o sintagmă phrase match, da? Sau broad, pentru cei care fac adwords știu mai clar la ce mă refer, atunci vom vedea că cuvintele căutate sau frazele cheie sau cuvintele cheie căutate vor fi chiar și de 5 cuvinte și sunt fraze cheie care sunt complet, adică n-ai putea să le intuiești niciodată. Oamenii fac niște căutări în motorul de căutare chiar uimitoare, plus de asta aproape 20%, era un studiu că aproape 20% din căutările făcute în motorul de căutare sunt de fapt căutări unice. Ceea ce înseamnă că ei nu repetă pattern-ul pe care îl... Da, se repetă doar în măsura în doar 80%. Ceea ce e o informație, mi s-a părut destul de interesant în contextul în care ne așteptăm ca o anumită căutare să definească un anumit tip de potențial cumpărător. În sensul ăsta, bine, kanji, spre deosebire de kanji, e scriere chineză împrumutată de japonezi. Am intuit aici cu plăcere un caracter care bine, spune femeie. Acum, faptul că eu știu că caracterul ăla spune femeie, nu știu, acum vă las pe voi să gândiți ce înseamnă lucrul ăsta. Ideea e că, spre deosebire de limbile noastre, limbile europene, latine, limbile asiatice, prin caractere, și anume kanji, ele pot reprezenta cuvinte sau chiar unități, sau chiar fraze cheie. Și atunci mi s-a părut o poză interesantă, tocmai pentru a face această legătură între kanji, acest alfabet, să zicem, iconoform sau grafic, da? Cu ceea ce facem noi zi de zi și anume aplicăm și ne gândim care sunt cuvintele care sunt cele mai potrivite pentru a genera vânzări, pentru a aduce trafic de calitate pe site-ul nostru și tot așa. Și atunci, ei au acest avantaj, oricum, nu știu dacă ați avut curiozitatea să vedeți cam cum se fac campaniile de pay-per-click în Japonia sau campaniile de pay-per-click pe Baidu, Baidu fiind motorul de căutare chinezesc, okay? Dar lucrurile sunt tot la nivel de limită de caractere, există niște avantaje, niște dezavantaje, să zicem așa.
După cum știți cei care fac, introducerea numerelor în anunț crește rata de click și e un best practice în zona campaniilor AdWords. Motiv pentru care acele caractere romane, italice, de fapt, arabe, practic, sunt cifrele, introduse într-o structură cu kanji, e mai complicat. Motiv pentru care au și dezavantaje, după cum vă spuneam. Oricum, ei reacționează diferit la aceste semne, motiv pentru care, na, e diferență de cultură și tot așa. De reținut de aici un lucru, faptul că cuvintele cheie pe care noi le scriem în lista de cuvinte cheie, le definim în strategia noastră, fie că e SEO, fie că e PPC, pot fi de un cuvânt, două cuvinte, trei cuvinte, patru cuvinte și n-ar trebui niciodată să ne uimească dacă ele chiar depășesc cinci cuvinte. Este adevărat că cu cât sunt mai multe cuvinte, cu atât sunt mai multe detalii și astfel, practic, se ajunge de la un short tail, long tail. O să vedem un pic mai departe că specificitatea unei fraze nu constă numai în numărul de cuvinte. Dar de reținut faptul că cu cât sunt mai multe cuvinte, cu atât e mai caracteristic, mai specifică și mai mult definită elementul de bază. Deci dacă e un singur cuvânt, el e definit puțin, el spune o singură trăsătură despre el, dar dacă el sunt mai multe cuvinte, cuvintele aia trebuie să aibă un rol, și anume rolul de a defini elemente din cuvântul respectiv. Nu. Ba da. Am uitat de faptul că avea niște exemple aici. Deci copii ar fi primul un cuvânt, da? Produse copii ar fi un al doilea, o frază cheie formată din două cuvinte, după care prețul produse copii și după cum vedeți aici m-am oprit la 4, 1, 2, 3, 4, unde prețul produse copii 3 luni. E deja interesant, e long tail și totuși nu e foarte specific. Hai să dau eu. Te rog. Cum? Cosmetice copii. Oh. Da. E o categorie de produse care, în momentul în care ai căuta această frază în motorul de căutare, clar înseamnă că există intenție de, ok, dacă nu de achiziție, intri în cele trei tipologii de informare, comparare sau cumpărare, dar clar te încadrezi într-una vis-a-vis de produsul respectiv, de domeniul respectiv. Ok. Generali. Să fie generale, să fie concrete, e dat de sens. Și anume, avem, după cum am văzut exemplu de mai devreme, aici e o poză cu mulți tineri dansând. Tineri dansând e deja o categorie, o grupă. Da? Am cu fraza cheie, tineri, dans. Ok? Dans, tineri. Cum vreți. Da? Ideea e că acest tip de specificitate, acest tip de generalitate și, să zicem, abstractizare, concretizare, cum vreți voi să o denumiți, influențează, sau să zicem că are valoare și pentru sintagmele care au două cuvinte și pentru sintagmele care au trei cuvinte și se aplică la toate. Cu cât ele se combină. Și o să vedem că toate aceste trăsături și această mică caracterologie pe care am făcut-o eu, toată se combină. Nu există. Există și valoare unitară, doar generale, doar specifice, dar ele în principal se combină. Și atunci vom avea băieți și fete, care sunt două categorii generale, da? Ele sunt incluse în categoria dansatori, în cazul ăsta. Da? Deci dansatori, practic, e un cuvânt general care definește ambele grupuri de persoane care compun, ambele grupuri de elemente care compun acest lucru. Ok. După cum vedeți, ele sunt un singur cuvânt cheie. Dar acest lucru se aplică și pentru 2, 3, 4 cuvinte cheie și tot așa. Bineînțeles că esența este să găsim acele sintagme cheie care sunt odată suficient de specifice cât să ne genereze, să filtreze doar audiența potrivită pentru
obiectivul pe care îl avem noi pe site-ul ăla și totodată să genereze și un volum suficient de mare pentru a fi util la nivel de investiție în cuvântul respectiv. Ok. A doua chestie pe care trebuie să o reținem este acest fapt că există cuvinte generale și există cuvinte ca și sens specifice. Avem, deci, cuvinte care sunt compuse de mai multe fraze cheie, sintagme cheie, care sunt compuse de mai multe cuvinte și sintagme cheie generale și specifice. Tot ca și în urma lucrului cu aceste sintagme / cuvinte cheie, am ajuns la o altă categorie și anume caracteristici ale unei noțiuni. În sensul în care nu e suficient să spunem copii, nu e suficient să spunem dansatori, tineri, fete, băieți, și atunci începem să definim fete cu ochi albaștri, băieți cu ochi verzi, dansatori, profesioniști. Da? Avem deja mai specific, deja mulțimile să includ sau să simplifică. Cum vreți voi să gândiți structura asta? Caracteristicile unei noțiuni, iar un tip de caracterologie, și avem sharp, care e extrem de specific și totodată un singur cuvânt cheie. Da? Scaun bicicletă copil, specific, pentru caracteristică noțiunii bicicletă, da? Și totuși, trei cuvinte. Pedale. Pedale e specific pentru bicicletă. Fără să folosesc cuvântul bicicletă. Este specific prin sens. Coș pentru bicicletă. Roată. Roată, de altfel, este o caracteristică a noțiunii bicicletă. Este foarte generală. Și nu mă ajută pe mine să identific un utilizator care e interesat de biciclete doar prin noțiunea roată. Ea trebuie compusă în definită caracteristica, practic, a noțiunii roată, mergând un pic mai în profunzime. Bicicletă de oraș este un tipul de bicicletă, da? Practic, caracteristica noțiunii bicicletă este că ea e de oraș. Și atunci, ea creează în jurul noțiunii specificitate. Ok. De reținut faptul că, pentru a dezvolta lista de cuvinte cheie, putem să ne folosim de caracteristicile noțiunii. Putem să adăugăm caracteristicile noțiunii, putem să excludem caracteristici, să compunem și tot așa. Dar trebuie reținut că această tipologie, să zicem, în funcție de caracteristicile noțiunii, e utilă în dezvoltarea acestei liste de cuvinte cheie. Wow! Cum e? Okay. Da? Sigur? E bine? Aude toată lumea? Ok. S-a făcut cafea, da? Deci puteți să trageți de foc. Suntem la mijlocul prezentării. E foarte bună întrebarea. Da, la sfârșit, te rog eu mult. Poți să, dacă ți-e ușor, dacă nu, poți să pui cursiv, da, la sfârșit. Încerc scuze ca să fie tot ok să fac prezentarea și după aia aveți întrebări. Sper să aveți întrebări. Sper că acum acumulați întrebări și după aia le dați tot așa. Ok. Localizarea e o altă, e un alt lucru pe care l-am deprins în urma lucrurilor, na, campaniilor făcute și pe zona de pay-per-click și analizând sau recomandând campanii de SEO. Localizarea cuvintelor cheie reprezintă practic adăugarea unei caracteristici, cum era mai devreme, caracteristicile noțiunii, adăugarea unei noțiuni, unei caracteristici care ține de localizare. Practic despre asta e vorba. Și anume, avem în stânga vacanță la Paris. E unde? La Paris. Nu e vacanță. Vacanță e general. Dar vacanță la Paris este localizat pentru Paris. E ca și când am vinde piese de... am vinde Peugeot 206 SV second hand
Dar noi am face lucrul ăsta, am vinde pe jur 206 SV Second Hand în Iași. Acum, probabil ați gândit și voi ați întâlnit cei care lucrează efectiv în domeniul ăsta, discută cu clienți, și situația în care clientul zice vreau să fiu optimizat pentru vânzări pe jur 206. E ok, dar tu îți desfășori activitatea în Iași și doar în Iași. E mult mai logic să încerci o optimizare sau să dezvolți o pagină care conține această noțiune pentru vânzări pe jur 206 Iași. Într-adevăr, e mai general decât pe jur, vânzări pe jur 206 SV Second Hand Iași, dar totuși e localizat. Deci, adăugarea locului lângă noțiune creează această localizare care, în practic, ce face, creează specificitate ea pentru căutare și identifică și filtrează acei utilizatori care, în urma căutării, sunt potriviți sau mai potriviți pentru site-ul respectiv. Sejur în India. Nu știu dacă Victor are ofertă pentru India, dar și pentru India, da? Da? Perfect. Atunci, cei interesați să vorbească cu Victor. Sejur în India, iar, localizat. Sejur e o chestie foarte generală. Dacă vine vreun client la voi și zice vreau să mă optimizez pentru, vreau să fiu optimizat, paginile mele vreau să fie optimizate pentru sejur, sau vreau o campanie de pay-per-click în care sejur este cuvântul pe care vreau să merg. Păi, cum sejur? Sejur e o chestie generală. Tu ai toate ofertele de sejur? Da. Lucrurile astea se întâmplă. Ideea este să înțelegem faptul că... Da. Ideea e că trebuie să înțelegem tocmai această organizare și specificitate în jurul ideii de general, localizare, concret, număr de cuvinte. Practic asta e de reținut. Iar mai jos avem, cred că, New York-ul, unde Crăciun la New York, practic e mai specific decât vacanță, mai specific decât sejur, și totuși este general când vorbim de Crăciun pur și simplu. Când vorbim de Crăciun la New York, localizăm practic ceea ce este un pic mai specific decât general vacanță. Nu știu dacă m-am încadrat în timp, dar asta e ultimul slide. Mai am? Mai am 3 minute, da, ca badea, nu? Ok. Ideea e că toată această discuție despre cuvinte cheie, fraze cheie, specificitate, generalitate, noțiuni, cum vreți voi, în zona de internet marketing se rezumă la 3 lucruri. Poate mai multe, dar 3 lucruri clar pe zona de search marketing, să zicem așa. Volum de căutare, volum de pagini indexate și competiție. Am uitat unul? Rată de conversie. Ok. Da. Bineînțeles că din punct de vedere al clientului sunt mai multe și alte lucruri. Cum identificăm, practic, dacă audiența respectivă e potrivită, acolo avem rată de conversie, ce face cuvântul ăla, dacă are, dacă e ok, dacă rata de click pentru anunțul respectiv, pe căutarea respectivă e bună, dar nu vreau să intru acolo. Deci, vreau să zic că atunci când analizăm cuvintele pe care le vom folosi în campaniile noastre, cred că aceste trei elemente sunt extrem de importante. Și anume, volumul de căutare. Cât de mare este piața, practic, a acelui cuvânt cheie? Cât de mulți oameni caută sintagma cheie pe care pe mine mă interesează? Pe mine mă interesează, da? Important. Da, există câteva tool-uri care ne ajută. Nu ne dau o viziune foarte clară. Avem un tool de la Traffic, avem un tool de la Google AdWords. Mai sunt și alte tool-uri pe care am putea să le folosim. Google-i, sunt o grămadă de firme care se bazează pe diverse API-uri ca să vă afișeze volumul de căutare. Unele mai bune decât altele, dar puteți, you get the point, da? Există, acest volum de căutare este extrem de important, pentru că dacă identificați
un cuvânt cheie, fără să vă gândiți la volumul de căutare și investiți o anumită sumă în a, să zicem, vă poziționa pe cuvântul ăla, în a aplica cuvântul ăla, a integra cuvântul ăla în strategia voastră, atunci, dacă cuvântul ăla nu are suficient de mare volum, iar profitul pentru potențialul client care vine din cuvântul ăla nu e suficient de mare, atunci e posibil ca investiția să nu fie rentabilă. Nu știu dacă așa, dar în principiu sper că ați înțeles. Da? Deci e posibil ca, eu să spun, nu vreau să fiu, să încerc să construiesc o pagină și să încerc să găsesc link-uri care să recomande către pagina respectivă. Nu vreau să includ cuvântul ăsta în campania mea de pay-per-click. De ce? Pentru că cuvântul ăla este prea scump. Nu mi-aduce mie atât de mult de profit pe cât mi-aduce poate alt cuvânt. Și atunci investesc în alt cuvânt. Motiv pentru care se întâmplă lucrul ăsta, cuvintele foarte generale, pe cuvintele foarte generale, este practic ineficient din start. Iar sumele pe care le investești ca să generezi, să zicem, o vânzare în final pe cuvântul respectiv, sunt foarte mari. Și atunci e de recomandat să mergi pe long tail, în contextul în care long tail-ul îți acoperă totuși nevoia ta și de, și de volum. Nu numai de calitate. Volum de pagini indexate sunt câte pagini ai tu, câte pagini au ceilalți cu cuvântul respectiv. Câte pagini sunt, practic, indexate cu cuvântul respectiv. Iar competiția este cât de bine sunt celelalte pagini optimizate, cât de des au folosit ceilalți competitori ai tăi cuvântul, dacă l-au folosit în campania lor de pay-per-click și dacă s-a întâmplat lucrul ăsta, ce fac ei, cum fac ei, competiția, cât sunt, e extrem de importantă și pentru campaniile AdWords și pentru campaniile, strategiile de search engine optimization. Bineînțeles că mai e de discutat pe zona asta, dar aș vrea să vă mulțumesc pentru atenție și că ați fost așa cu mine și sper că aveți foarte multe întrebări pe care le aștept. Aici mulțumim celor care ne-au furnizat fotografiile și vă mulțumesc!